Eu sunt neînțeleasă în emisiunea asta. Toftă bună. În primul rând, mulțumesc, sunt singura rovegană din zonă. Toată lumea care să se mănâncă, să se trăiască, să se bea, să se simtă bine alături de noi, doamne și domnilor, Liviu Guță și Bogdan Artist. Bună seara, iertați-mă că m-ați prins la masă. Care este ei mulți că e sub 50 o secundă, și care trebuie să vă explicăm contextul acestei emisiuni. Lasă să mănâncă și ea. Să mănâncă și gurița ei. Și gurița ei, corect. Treaba asta așa, suntem două partide, cârnați prăjiți. Cârnați prăjiți. Cârnați prăjiți și rovegana. O să asta zici odată. Tobă. Eu sunt cu rocangeala, omul e cu... Cârnați. Nu, tobă și cu clarinet. Maneaua. E cu maneaua. Cu maneaua. Toba și clarinetul. Toba și clarinet, da. Cornul englez, mulțumesc foarte mult. Da, mai mult eu... corn decât englez. Da, mai mult englez decât corn. Nu, lăsați. Nu, eu corn. Sunt chiar popcorn, dacă stau să mă gândesc. Tu vrei să te bați cu mine în civilituri? Uite, mă, cum îmi scură din mână! Ciompercuța! Vă mor de când alte fac... N-ai pomeni, mai vrei, a? Nu mai vreau. Mai am nițică. Ia cu pâine, că n-am de unde. Stimați telespectatori, toată lumea cântă manele. Mulțumesc. Pentru puțin, dragul meu, pentru foarte puțin, dacă vreți, am zis, mai am, că am mai pus tapitulul știțică. La noi, la rovegani, ți-i pune la pituluși. Îmi cer scuze, dar nu mai puteam. Pentru puțin. Am văzut că o poftă și am mâncat, mai vorbeam. Mamă, ceva mai bun n-am mâncat în viața mea. Mă uitam la literele tale. Ce-ți cum trebuie să cânti manele? Adică... Geaca asta. De ce toată lumea s-a apucat să cânte manele și mai ales, de ce n-ar putea un rocker să cânte manele, după părerea ta? Păi să știi că eu cânt rock. Nu, dar rock, de ce nu cântă manele? Și eu, da, poate să cânte, ei, nu. Am eu... Dar din gură. Atac. Zim, hai, nu tăcea mult. Ia. Așa. Ai prieten rocker care se mai scapă? Da, cum? Black Sabbath-iști? Da. Parcă dacă și vă... vezi, da, da. Like a bridge over troubled water. To the magic, a dată, mă... to the magic of the moment of the glory. Nu mai face ta-na-na, ta-na-na-na, n-am face... L-am văzut vreodată pe Alex Velea cântând manele până în momentul ăla. Stai să te explic! Da, explică-mi. Când mă întrebase Teo despre maneliști. Da? Întrebase Teo! Ce trebuie? De vorba cu Teo, nu ăsta așa, Teo, Bursucu. Ca să fii manelist trebuie să cânti toate genurile muzicale. În primul rând, cum face și Alex Velea. Cum face și Alex Velea. Cum face și el. Cum facem toți cei care suntem... din breazla asta. Nu toți. Deci manelistul le cântă pe toate, îi las, nu cântă decât genul lor. Nu. Le-ai dat cu terenul în cap. Nu, ei n-ai înțeles. Am zis că și Alex Velea cântă. Păi bine, oricine cântă manele. Sunt 90% din populația României care ascultă, 10% care nu recunosc. Asta voiam să te întreb. Îți trebuie ceva vocal? Nu știu neapărat. A, tu te referi la îi? Asta, nu. La îi? Nu, aia e... Aia e pentru cei care nu prea... Eu cred că el sau alți... Că e și el lângă mine, de-aia vorbesc de el. Îl cheamă Bogdan, mă! Da, Bogdan. Hai, nu faceți voi cunoștință! Bogdan, ne cunoaștem, ne cunoaștem. Hai să ne prietenim, să ne alea. De exemplu, Antonia ar putea? Ei, cum să nu? Ai văzut totul? Se poate, ei. Textul este... Ascund dolarii și mărcile să nu-mi ia... Poliția... Hai. Nu, 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 să nu-mi ia... Haideți, frate! Să nu-mi ia amprentele. Să nu facă negrezilele! Asta e! Uite, frate, dar parcă tu ți-a Antonia... scuzat Haydn! Antonia cânta mai foarte... fără vorbe, așa? Să știi că Antonia cânta foarte frumos. Uite, maneaua asta... Bine, nu vreau acum să aberez, dar maneaua asta... Care asta? Se cântă... Asta cu mișcă maneaua, că ce-o... Nu, nu asta. Maneaua, de obicei. Ca gen muzical. Ca gen muzical mă refer, așa? Unde nu știu fluieri. Da, nicio problemă. Are o influență gen R&B. Cum ar fi, dar care e deosebirea între manea și reggaeton? Că uite, poți să cânti maneaua așa, să zicem. Deci, fac ce vrea inima ta, că merită dragostea. Și acum o cânti aproape la fel, dar cu o influență de R&B. Fac ce vrea inima ta, că merită dragostea. Înțelegi? Deci ai tot... Băi, Bogdan, tot ai floricica aia în gât. Asta era cu floricica. Tu ai floricica în gât? Bogdan are ghiveciu întreg. Fii atent, Bogdan. De unde e asta cu pârța papa? A, nu pot, nu pot. Deci este o chestie care ne... Deci discuția cu pârța papa, dă-mi voie să mă retrag. De unde e asta cu pârța papa? Nu pot, nu pot. Când nu ai percuție, se aude pârța țața. Când nu ai percuție. Am declarat astăzi în emisiune, în afara emisiunii, stimați telespectatori, către colegul meu, că după pârța papa, următorul pas și unicul, asta, este moartea cerebrală.
Da. Deci atât, să pârța papa. Da. Cum să zici așa ceva? Păi asta e. Dar nu zic eu, zic ei. Păi n-am zis că ca să înțelegi voi, crezi că nu e pârța ta. Cine ai pârța? Pârța papa. A, tu e. Faci gen târțacați, gracați. E altceva. Sunt niște accenți în timpul returnelei. Zi, Bogdan, tu că nu mai vorbesc. Sunt niște accenți. Da, oricum. Sunt niște accenți, așa? Sunt niște accenți care pârța papa. Nu mai zici așa. Sunt niște accenți care, na, dau așa o atmosferă mai dinamică. Da, ia exemplificăm, când dăm un refren, să vezi și vom băgăm un accent ăsta să... Deci să dea regla să te mai ocupi pârța papa. Tr-ra-ca-ta-ca-ta, se mișcă bine. Tr-ra-ca-ta-ca-ta, pică din filme. Tr-ra-ca-ta. Vezi, mă? Și pomă se tână tot. Ia uzi, ia pârța papa. Nu mai zice așa, că m-a apucat spumele mărilor și ocearelor lumii. Asta eu am auzit. Dă-i, cântă bine Alex Berea Manele? Cântă, da. De ce? Ce facem noi dacă într-o zi Alex Velea să vă apuca de manele? A fost naș Alex Velea cu Antonia. Au nășit un copilaș și am fost invitat acolo să cânt. Am cântat o melodie frumos, după care a venit fratele meu Alex și am cântat manele și am încins petrecerea și ne-am distrat și ne-am dansat. Dar n-aveți un stres că vin ăștia toți roacării? Cu tare, cu tare, toată lumea să vă ia pâinica? Avem programe pentru toți cei care vin invitați. Avem besame, besame. Nu, dar dacă ei se apucă... Dacă păi se apucă toți, dacă cântăm dacă se apucă toți de cântat manele, ce faceți? Toți. Cum ce faceți? Alex Velea, Antonia, exact asta Dan Bisman, îi vezi pe păi există că... bursa muzicanților. Un fel de... Adică un fel de ne ia și ne duce mai departe. Stimatele spectatori, există o bursă a cântăreților și o bursă a dansurilor, a mișcărilor specifice acestui... Eu am dansat cu Bogdan Artist. Da, gen muzical. Nu. Dar nu face de asta, să știi. Mă chinuie, mă chinuie. Dar nu face de asta. Vreau să duc o idee până la capăt. Poți să duc o idee până la capăt. Te plătesc în biscuiți. Știu ce vrei. Deci eu cred că... Deci eu cred că asta e. De ce vreau să ne ridicăm? Nu știu ce facem. Demențial, mă. Nu știu ce. Ia, dacă avem o piesă. Nu știu ce facem. Cum ar fi să n-avem piesă? Cum ar fi să n-avem piesă? Da, avem sigur. Colegii, pregătiți. Ia, play. Fii atent, încercăm. Dumnezeu e sus și ne vede. Hai. Mâna dreaptă. Și vede, nu ne. Asta e. Iau. Și de aici. Dumnezeu e sus și nu ne. Asta. Dar atenție, tot timpul rămâne ăsta. Ia. Asta e. Sau, o las ușor din, las-o puțin din, din genunchi. S-a mă, asta e. Și aici e sus. Uite, 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 Bogdan, Bogdan și asta e. Asta e. Dar Bogdan își mișcă picioarele de pe podea. Hai, hop. Ne mișc, și tot timpul Dumnezeu, după, a rămas aia cu liniște. Da. Toată lumea rămâne calmă. Rămâne calmă, da. Calmă. Ia uite pe eu, cu cămișcă, aplauze! Atenție mare, vine aia cu pagina. Pagina. Asta e a mea. Cum, 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 ia. Aici a zis. Asta cu pagina e a mea, frate. Și e mai ta? Avem una. Ia, ia lui Bogdan asta cu pagina, îmi pare rău. Mai avem una Marta pe care Bendeac n-a făcut-o. mai avem una pe care Bendeac n-a făcut-o și care i-a avut sucul lui. Atenție, se numește pregătirea sandwich-ului. A, nu era aia. Nu, pregătirea sandwich-ului. Pui aici, prima felie de pâine, a doua felie de pâine. Atenție mare, pui mâinile sus, ușor, și începe un duleu. Până unde mă duc? Atâta, rămânem acolo. Și acum când ți-e foame, dai drumul la sandwich și începi. Salam, șuncă, brânză. Ha, salam, șuncă, brânză. Ha, bună. Nu cred. Unice. Astea sunt unice și de ce? Astea ale cui sunt? Pentru că toată lumea dansează la fel. Astea sunt unice. Pac, pac, pac. Ce vedeți voi? Bărbații, ca să înțeles, din ce se definește tot? Bărbatul dansează aici. Dar femeia dansează aici. Nu știu dacă ați observat faptul că manelele au un numitor comun, titlul pieselor, cât și refrenul conțin denumiri ale unor localități după glob. Că e vorba despre Tenerife, Portugalia, Saint-Tropez sau Paris, piesa este very hit. Ne aflăm la un seminar de cultura generală despre geografia lumii, pe Manala. Am vorbit despre Tenerife,
Cuba, Paris și alte localități mai mult sau mai puțin cunoscute ai publicului larg. Și Bogdan Talent vrea să ne mai spună că mai există. Bogdan Artistu. Bogdan Artistu, iertați-mă. Talent, a zis bine Talent. Nu, aș fi zis exagerat de mult Talent. Ah, dacă mulțumesc, te-aș fi prezentat pe tine. Știi că te iubesc. Da. Spune-mi, te rog, cam care sunt celelalte localități. Exemplu, am o melodie. Te rog. Nouă. Termină-te. Da. Din Chicago până în Roma, n-am văzut așa ceva. Nu se poate, ai rupt norma. Tu cu frumusețea ta. Oh. Dacă am cum e așa de... Din Chicago până Roma, n-am văzut așa ceva. Nu se poate, ai rupt norma. Tu cu frumusețea ta. Și dacă... Nici actrițele din filme n-au niciuna cazul tău. Cea mai mare frumusețe ție ți-a dat Dumnezeu. Și acum vine așa. Pupă-mă, hai pupă-mă, hai pupă-mă, puiul meu. Dar tu n-ai, mă, că tu ești invidiosule. De ce cum mă pume? Nu, dar tu n-ai piesă? Tu n-ai, mă? Ia, am, cu ce, cu țară? Ia zi, cu țară, cu ce ai tu? Am Talia. Am, ia. Ia. Haide, hai cu mine, că mi-e drag de tine, viața mea. Haide, ca... Simte-te cu mine bine. Hai să plecăm amândoi în Antalya. Doamne, ajută-mă, ajută-mă, frate! Ca la turci, 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 ca la turci, turci, turci. Vreau să mă seduc, seduc. Să mă seduci. În Antalya. Doua secundă, avem și noi. Mergem împreună la ca. Racal. Asta e, tată. Să se știe, frumos, pot sistemul nebun. Atenție. Auzi? Sunteți supărați pe Velea? Nu vă supărați, cum ajung și eu încolo? O luați încolo! Sunteți supărați pe Velea? No. Eu pe Velea... Atenție! Asta e o farsă. Zim repede pe Nicolae Guță, repede să încheiem frumos. Nicolae Guță, zi! Sta și mă întreb dacă ți-e bine. Ah!